găsit la știri, doi minori din Gorj au fost arestați după ce au fost prinși în flagrant cu 55 de grame de cocaină în apropierea unei școli. Băieții de 16, respectiv 17 ani, nu erau la prima ispravă de acest gen. Ei mai fusese răprinși de polițiști în trecut, în timp ce vindeau cocaină cu 350 de lei gramul. Polițiștii au făcut și percheziții la domiciliile celor doi, de unde au ridicat 152 de grame de cocaină porționată pentru vânzare și două pistoale cu aer comprimat. Cătălin Țone, expert antidrog, în legătură directă cu noi. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit! Sunt mai multe elemente care ne îngrijorează în această informație. Faptul că erau în apropierea unei școli, faptul că vorbim despre o substanță extrem de periculoasă și vorbim și de minori, de băieți de 16 și 17 ani. Nu trebuie să mai ne mire, pentru că vedem în fiecare zi aproape știri în legătură cu operațiuni finalizate, cu foarte multe contraste. Vedem droguri ieftine în zona unităților de învățământ, droguri care costă în jur de 10 lei doza, dar uitați, vedem și cocaină, un drog care este scump, dat la preț cu discount, vorbim de 350 de lei, undeva în jur de 100 de euro este gramul în mod normal, adică 500 de lei. Înseamnă că atât traficanții, dar și consumatorii se învârteau în cercuri cu posibilități materiale. Cred că aceste droguri erau destinate beizadelelor, copiilor cu posibilități materiale și vorbim despre Târgu Jiu. Vorbim despre Gorj, nu vorbim despre un oraș puternic, un oraș industrial, nu vorbim despre un oraș cu posibilități, nu vorbim despre București. Nu mai mă miră absolut nimic. Când aud aceste știri, nu mă gândesc decât la faptul că sunt cărămizi, sunt elemente care conturează un tablou destul de serios în legătură cu amploarea fenomenului, în legătură cu disponibilitatea de droguri variate, vedem de la cele ieftine până la cele scumpe. Și ca atare nu avem decât să încercăm să determinăm autoritățile să facă pașii normal pentru punerea în aplicare a proiectelor care sunt acum pe flux și semnale de alarmă pentru proprii copii, pentru a-i păzi, pentru a sta aproape de ei, pentru a lua măsuri ca să nu debuteze în consumul de droguri. Înțeleg că nu era prima dată când au fost prinși acești tineri vânzând cocaină. Așa este, da. Au fost trei reținuți și ulterior arestați preventiv. Pe lângă cei doi minori, mai era un adult de 43 de ani, rudă îndepărtată cu unul dintre minori. Practic, el era cel care dirigea acești minori. Categoric, instanța de judecată va ține cont de faptul că, fiind major sub o formă sau alta, îi determina să vândă droguri, îi folosea la vânzare de droguri. Este și o circumstanță agravantă în legea de specialitate. Dar, pe ansamblu, vedem, există cerere, pentru că altfel nu există ofertă, există droguri în apropiere de învățământ de toate tipurile și vedem că fenomenul se extinde într-un ritm alarmant, dar în tot acest tablou, cred că un element optimist este faptul că Poliția Națională, Ministerul Afacerilor Interne a început să vorbească, comunică toate aceste date public, modalitatea cum se finalizează operațiunile, cine sunt implicați în aceste activități, dar eu cred că este bine pentru că toate acestea au un rol preventiv și pentru părinți și pentru profesori și de ce nu și pentru minorii care sunt implicați în astfel de activități, pentru că numai așa, discutând și spunând adevărul, putem să salvăm câțiva tineri sau, mă rog, câțiva tineri dintr-o mie, să spunem, care ar debuta în consumul de droguri, care se aduce către această pantă și clar, când au o imagine cât de cât normală a lucrurilor, atunci pot solicita ajutor sau pot fi extrași în aceste rețele care sunt foarte periculoase. Mulțumim pentru această intervenție, Cătălin Țone, a fost în legătură directă cu noi. Mergem mai departe. Președintele Klaus Iohannis a început weekendul de vreme. El a fost fotografiat de jurnaliști de la ziarul Unirea pe terenul de golf de la Pianu, în județul Alba. Îmbrăcat într-o ținută sport, președintele a fost însoțit de Carmen Iohannis. Potrivit unor surse citate de jurnaliștii din Alba, șeful statului este un oaspete frecvent al clubului de golf, unde s-ar mai fi relaxat și în urmă cu două săptămâni. El s-a declarat de altfel un mare fan al acestui sport. Nu mă retrag din nicio cursă, a afirmat medicul Cătălin Cârstoiu. El a negat azi scenariul conform căruia, din pricina faptului că se situează pe locul 3 în sondaje, ar putea renunța să mai candideze la primăria capitalei din partea alianței PSD-PNL. Nu mă retrag din nicio cursă și vreau să le spun acelor grupuri de interese real care alimentează public o astfel de informație, să-și vadă de treaba lor. Eu înțeleg că le e teamă, dar eu nu am să fac treaba aceasta. Eu sunt într-o cursă și merg până la capăt. Nu mi-am abandonat niciodată lupta cu viața unui om.
Acum e o luptă pentru sănătatea orașului, sunt candidatul PSD-PNL și așa vom merge.